Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Da, o surpriză pentru voi în dimineața asta are loc în această seară, în Buricul Târgului, în București, la Muzeul Țăranului Român, premiera unui film care probabil spune mai multe despre cum ne construim trecutul decât ne-ar plăcea să știm, că fiecare națiune la un moment dat începe să-și privească trecutul în diferite moduri. Și întrebarea e oare cum ne privim noi trecutul, cel apropiat, cel îndepărtat. Titlul filmului, pentru mine, Tu ești Ceaușescu. Este la limita dintre ficțiune și documentar, spun realizatorii. Filmul acesta aduce împreună tineri între 15 și 22 de ani care participă la audiții pentru un rol al lui Nicolae Ceaușescu în tinerețe. Și întrebarea de la care se pornește e asta: cum îl văd tinerii din zilele noastre pe tânărul Ceaușescu din anii 30-40 ai secolului trecut? Ce ar fi fost Ceaușescu prin ochii tinerilor de azi? Un boss? Un influencer? Zi. Cizmar? Cizmar? Nu știu dacă dă cineva răspunsul ăsta. Iată un mic pasaj din film. Mă numesc Dan Florin, am 1,83 m și 21 de ani. Sunt elev. O persoană stoică, care îi place muzica. Să fiorbă în inimi răzvrătirea, să înceapă lumii vechi apus. Sunt cântărești la biserică, dascăl, fac animație cu copii. Salut, mă numesc Jahf Bazimogada Muhammad Jawad, am 24 de ani și sunt actor. Bravo, Jamal! Și Jawad, zic, sau Jamal? Jawad. Am venit aici să joc un rol. Iar așa, consider că s-ar fi îmbrăcat Nicolae. Da, proiectat la TIFF în vara asta, filmul a luat deja câteva premii. Câștigătorul secțiunii WhatsApp DAC, Best Central and Eastern European Documentary Film, Best Cinematography la Jilava, New Talent Award, Doc Lisboa. Deci asta e, cu atât mai spectaculos cu cât pentru mine Tu ești Ceaușescu e filmul de debut al regizorului Sebastian Mihailescu, care e alături de noi. Bună dimineața, Sebastian! Bună dimineața! Bine ai venit, prima dată la radio, are emoții ca la examenul de analiză matematică, pentru că prima lui facultate a fost... Politehnică. Calculatoare. Calculatoare. Deci asta a fost... prima facultate. Și ca și Vlad s-a prins că nu face nimic cu ea și a virat-o. Dar ai profesat ca inginer de calculator? Am lucrat din timpul facultății, am lucrat vreo 5 ani în total. Okay. Și am lucrat și în afară. Am fost printre primii care au plecat, dar printre primii care m-am întors. Deci te aștepta o carieră plină de bani în care știai foarte clar ce urma să faci, puteai să lucrezi oriunde și ai ales Arta, să, Roma, da, să mă întorc în România să fac film. De ce? Pentru că nu eram mulțumit la, nu știu, un... corporație, nu... Mi se părea că pot face altceva și cumva să fiu... ok, m-a satisfăcut pe planul ăsta spiritual, decât financiar. Și de ce... Bun, filmul tău de debut a luat premiu. Este, de fapt, un documentar sau e ficțiune? Că nouă ni se pare că e documentar la cum arată. Da, ce ați văzut din trailer e o parte, partea de casting, din partea de casting filmată din film. Filmul se transformă. O parte din protagoniști sunt aleși și vor începe să dramatizeze anumite momente din tinerețea tânărului Ceaușescu, din tinerețea Nicolae Ceaușescu, da. Și așa cum le văd ei, așa cum și le închipuie, pentru că una dintre premizele filmului era că nu există imagini cu Ceaușescu, imagini video, existau doar câteva fotografii, era un anonim în perioada aceea și tocmai de asta m-a și interesat. Cum completează ei, cum creează ei acele imagini. Tinerii aceștia, 15-22 de ani, ei nu sunt cei mai, nu sunt actori, nu? Nu, nici nu mi-am dorit actori și oricum n-avea cum să fie actor, pentru că n-au intrat încă la facultate să se treacă prin tot procesul acela. Sunt la prima apariție. Și ce știau ei despre Ceaușescu? Cum... Foarte puțin știau despre Ceaușescu, adică câțiva știau de la părinți clișeele. Dar care era presetul? Adică le spuneai, bun, Ceaușescu, știți, a fost dictatorul nu știu ce, imaginați-vă cum era în anii 30, adică ce le-ai cerut să-și imagineze să facă? Au primit niște, adică după casting, au fost 10 zile de filmare, din care 2 au fost casting, am avut și un precasting și am avut o listă scurtă cu oameni care aș putea să lucrez la filmare. Și cei aleși, lucram cu 4-5 pe zi apoi, în celelalte 8 zile.
zile și pentru ziua următoare erau, adică le dădeam materiale pe care le-am avut și eu, plus unii dintre ei, dacă voiau să citească mai mult, le dădeam câte o carte pe care, nu știu, care m-am pregătit sau pe care am citit-o, o biografie de-a lui sau... Și mulți chiar căutau, adică li s-a făcut poftă așa de istorie și începeau să caute pe Wikipedia, pe Google. Despre cine de fapt filmul? E despre el sau despre noi? Despre noi. Despre noi la aproape la 100... Na, când am filmat era 102 ani de la naștere și mi s-a părut interesant să avem numitorul ăsta comun între, ca vârstă, 16-18 ani, când făcea el prostiile pe Calea Victoria, spart o vitrină la 15 ani. Și ăștia încercau să-și dea seama cum ar face-o. Sau la 18 ani a cunoscut-o pe, nu mai știu dacă 18 exact, dar a cunoscut-o pe Elena, cum e acel moment, la un mis, din, mis comunist din, din Parcul Sebastian. Unul dintre ei era un agent care a raportat siguranței și au primit acel dosar, au citit despre eveniment, au încercat să-și închipui. Și aici apăreau toate clișeele astea comerciale. Îl comparau pe Ceaușescu cu Pablo Escobar, cum e să faci ăsta, celălalt, nu mai știu. El Ceapo, exact, Ceapito, îi zici. Ceapito! Influencer, îl admirau cumva că și-a depășit condiția, unii dintre ei, alții blamau, adică e foarte interesant cum se transformă un concept așa foarte... Era un vas gol pe care ei l-au umflut cu... cu elemente din prezent. Și cum se pare... Bun, tu ai studiat, l-ai studiat pe Ceaușescu, ai studiat partea aceea ca să poți să-ți faci filmul, ai spus că ai citit, ca să înțelegi. Am avut un consultant de istorie pe Mihai Burcea, care este expert în, și are acces la tot felul de arhive și așa am și ajuns la el, am găsit niște fragmente din dosarul de cadre al tânărului Ceaușescu pe net, pe site-ul lor Miliția Spirituală și apoi am vorbit cu Mihai și am avut acces la acele dosare, la dosarurile de urmări ale siguranței, dosarului de cadre și așa am găsit autobiografia scrisul lui acolo și mi s-a părut interesant să ca filmul să aibă structura asta de a unui dosar de cadre și practic se leagă foarte mișto cu conceptul ăsta de casting, dosar de cadre, casting. Dar cum ți-a venit ideea să faci acest film? Filmul tot de debut, să faci un film despre cum îl văd tinerii pe Ceaușescu? Păi că era cam imposibil să fac un film de epocă, costă foarte mult și cumva mă interesează în artă adevărul. Adevărul e relativ aici, deci eu nici nu încerc să dau măcar vreun răspuns, încerc doar să dau niște, să punem niște întrebări măcar ok și m-am gândit cine ar putea să-l joace pe acest om dacă ar fi să facem un film de ficțiune, presupunând prin absurd că aș avea banii, da? Cine ar putea să-l joace? Și am ajuns la concluzia că nimeni n-ar putea să-l joace, pentru că oricum pe cel bătrân, na, au fost niște încercări, dar oricum e deja acolo în, ești în fața. E fumat. Da, și pe ăsta tânăr cumva, hai să spunem că ar putea să-l întrupeze așa niște tineri de azi, dar măcar să fie niște licăriri din posibila personalitatea unui tânăr revoluționar în formare. Și așa am ajuns la ideea de casting și cumva mi-am dat seama în timpul filmării că filmul e despre asta, adică documentarul al castingului în facere e film. Bun. Râdem la filmul ăsta? Culmea, adică și mă așteptam la... Am fost la premiera de la Doc Lisboa, unde, na, e o barieră de limbă, de limbaj. Oamenii au râs la anumite secvențe, dar nu, în primul rând nu e o comedie, dar aici, în România, relativ la cele două proiecții care au fost sold out, s-a râs ca la o comedie. Bun, dar trebuie să înțelegi... Trebuie să cunoști perioada lui Ceaușescu? Trebuie să știi mai multe despre el ca să înțelegi filmul? Cum te raportezi la el? Că acolo, în sală, vor fi oameni care s-au născut după moartea lui, probabil cu mult după aceea, care au învățat poate câte un pic la școală, dacă au avut răbdare pentru asta, și vor fi și poate oameni care au trăit pe vremea lui Ceaușescu sau care știu cum era, care au citit. Cum se vede diferit filmul ăsta de aceste două categorii? Filmul are o minimă, adică autobiografia lui Ceaușescu este un fir roșu prin de-a lungul documentarului și cumva ai niște minime informații despre el în perioada respectivă, adică te ghidează, dar nu e absolut necesar să... Dacă știi mai multe, poate mai bine, putea să faci o paralelă între ce și imaginează tineri ăștia versus realitate, în ghilimele, că de fapt nu știm adevărul și de fapt asta e...
provocarea. Sebastian, e filmul tău de debut, deci ai luat, cum se pare, că ai luat deja cât mai multe premii? 3 am numărat eu, nu? 4 sunt, 4. Da. Gata, ți s-a urcat la cap? Nu, nu mi s-a urcat la cap. L-am pregătit pe al doilea, trebuie să ieșim, adică n-am... Al doilea film? Da, filmul de ficțiune, la care era oricum în pregătirea de înainte. Este un film de ficțiune cu produs de Ada Solomon și de Diana Păroiu și așteptăm acum. Am fost la mixaj în Polonia, tocmai m-am întors. Un film cu buget mare, pentru un debut, și filmat pe film, pe 16 mm. Na, se numește Mamalia. O să, okay. Na, adică îl continuăm. Sper să mă țină. Îl așteptăm. Bine, Sebastian Mihailescu, mulțumesc foarte mult pentru prezența în deșteptare. Așadar, astăzi vă mulțumesc și eu. Premiera, după ce au fost proiecțiile la TIFF, premiera astăzi la Muzeul Țăranului Român, iar filmul intră în cinematografe de pe 29. Da, dacă vreți să vedeți un film românesc interesant și oarecum deosebit, pentru mine, tu ești Ceaușescu, mergeți și vedeți-l și îți așteptăm următoarele creații, Sebastian. Vă mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc. Vă așteptăm în cinema. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.